Oficiul Național Erasmus Plus susține, de fapt, implementarea tuturor proiectelor, inclusiv proiectelor de tipul capacity building, cum este proiectul problem-based learning, deci învățarea bazată pe probleme, de care vorbim astăzi. Ceea ce este foarte important în proiectul PBL, că a organizat echipe de implementare a învățării bazate pe probleme în universitățile extrem de importante, universități mari cu mulți studenți, deci impactul pentru studenți este foarte mare. Și ceea ce este important, că toate universitățile care poate că erau reticente la începutul implementării proiectului și care spuneau că ei deja sunt centrate pe studenți, au înțeles diferența pe parcursul acestor 4 ani și acum, într-adevăr, și studenții văd un început de schimbare a atitudinii, a curiculei de învățământ.